Doamnelor și domnilor, președintele Senatului, președintele Partidului Național Liberal, domnul Crin Antonescu. Cele mai frumoase din România și în plus întotdeauna, nu e prima dată cum știți când am fost aici, încă o dată încerc un extraordinar sentiment de apropiere între noi cei care stăm aici temporar, cea mai mare parte pe această scenă și dumneavoastră care tot temporar stați acolo. Cred însă că nu e doar meritul de necontestat al constructorilor sălii. Cred că e ceva mai mult decât atât și pentru acest ceva mai mult, pentru afectivitatea dumneavoastră, pentru încrederea dumneavoastră, pentru deschiderea cu care de fiecare dată ne-ați întâmpinat aici, vă mulțumesc din suflet. Inconfundabilul președinte al tuturor mureșenilor, prietenul, colegul nostru, conducătorul nostru la Mureș, Ciprian Dobre. Spunea ceva ce știa și domnul Ponta, și anume că cei mai buni PSD-iști din țară sunt la Mureș. Bineînțeles, la domnul. Domnul secretar general Dragnea, în cuviința, ați văzut extrem de convins. Asta e de notorietate. După cum de notorietate este că Partidul Conservator are oameni extraordinari în Mureș și nu mai trebuie să o mai spună nimeni. Mă mir că n-a spus-o Ciprian Dobre, cei mai de soi liberali din țară sunt la Mureș. Găduiți-mi să dau un exemplu de spirit prezidențial și să vă spun că și cei mai buni demeriști sunt tot la Mureș. În ce privește demeriștii, n-am glumit. Din păcate, recent, un lider, liderul acestei formațiuni politice, foarte importante și, din punctul meu de vedere, respectabile, spunea despre mine, înscriindu-se așa într-un cor sau într-o modă a unei anume propagande, că nu mai suport existența UDMR sau chiar, zicea o grozăvie, un lucru extrem de urât, nu mai suport existența ungurilor în România. E o prostie fără margini. Am spus-o de multe ori, nu e zis să o spun și la Târgu Mureș. Concetățenii noștri de etnie maghiară sunt oameni la fel ca noi, cu calități, cu defecte, altele în general, dar au și ei calități și defecte. Sunt cel mai prestigios grup minoritar etnic din România. Sunt oameni care au limbă, o tradiție, o istorie, o identitate care merită respectată. Și am făcut, ca liberal, ca parlamentar, cu funcții mai mici sau mai mari, ca membru al diferitelor guverne, inclusiv în coaliție cu dumnealor, din 1992 încoace, tot ce se putea și tot ce trebuia făcut pentru ca drepturile acestei minorități, ca și ale altora, să fie apărate. Mă mândresc cu asta și e foarte bine așa.
Ce nu suport eu și n-ar trebui să suporte nimeni, îi spun asta, prietenește, mai tânărului meu coleg, domnul Kellerman Hunor, ce nu suport eu este ca primul ministru al altei țări să dea dispoziții electorale cetățenilor României. Suport eu, dar deloc, este ca președintele României să se gudure pe lângă acel prim-ministru al altei țări, în scopul de a obține niște voturi. Sigur, faptul că nu suport astfel de lucruri îi alimentează pe oamenii din propaganda bine hrănită și care lucrează 24 de ore din 24 a domnului Băsescu și, mă rog, a celor de pe lângă domnia sa, să construiască de bună vreme încoace o imagine total mincinoasă, total calomnioasă și despre mine ca președinte al Partidului Național Liberal și despre Partidul Național Liberal, Reuniunea Social Liberală, ca imaginea unui om politic sau unui partid sau unei coaliții xenofobe, anti-europene, anti-americane, anti-asiatice și anti-australiene. Este întru totul eronat. Nu numai pentru că și Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat au fost forțe politice care au lucrat ani de zile și în timpul cărora România a devenit parte a Alianței Nord-Atlantice, parte a Uniunii Europene, sub guvernele cărora s-au realizat cele mai importante și mai prețioase angajamente externe ale României, sub guvernele cărora s-au realizat, s-au fixat în legi cele mai importante drepturi pentru minorități naționale în această țară, cele mai importante și mai extinse din Europa. Nu numai de asta acești oameni mint. Mai mint și pentru ceva esențial. Și anume, atunci când încearcă să păcălească pe cine nu mai poate fi păcălit și forțează comparații în scopul, sigur, descalificării și fac recurs, un recurs brusc, la brătieni, în general, la toți brătienii. Uită un lucru pe care noi liberalii, național-liberalii, ca așa ne cheamă, nu o să uităm niciodată. Și anume că atunci când delegații Marii Adunări din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia au venit la București cu înscrisurile cuprinzând rezoluțiile acelei adunări, pe primul ministru al României îl chema Ionel Brătianu, era președintele Partidului Național Liberal și el a spus: vă așteptam de 1000 de ani. N-am fost niciodată și nu e niciunul dintre noi nici xenofob, nici anti-european, nici anti-german, nici anti-american. Sunt doar un om care doresc câteva lucruri simple. Pe unul deja l-am spus. Al doilea este acela că vreau un președinte, un prim-ministru, un guvern, un parlament al României care să facă ceea ce face Angela Merkel pentru Germania. Ei să facă pentru România. Atât. Știu.
Știu că România nu e Germania. Știu că n-avem aceleași posibilități. Știu că președintele României, primul ministru, guvernul României, oricare, nu vor avea niciodată greutatea, sau cât trăiesc eu cel puțin, nu vor avea niciodată greutatea cancelarului german. Am luat acest exemplu. Dar vreau să cred că avem dreptul să cerem aceeași determinare, aceeași hotărâre, același devotament. De asta e dreptul nostru, al românilor, în sensul de cetățeni români, toți să ne alegem conducătorii. Ne alegem pentru noi, nu pentru alții. E simplu. Dacă am intrat și am intrat cu fruntea sus în Uniunea Europeană, cu o Constituție în care scrie clar că România este stat unitar, național și independent, atunci nu vreau mai mult decât un comportament al conducătorilor acestei țări care să respecte și să garanteze acest articol al Constituției. Asta înseamnă o politică respectând toate angajamentele internaționale, dar o politică servind mereu, sub toate formele și în orice moment, interesul național al acestei țări. Pentru că el există, pentru că el trebuie formulat, pentru că el trebuie mereu și mereu apărat. Acum, peste 50 de ani, peste 100 de ani, peste 1000 de ani. Vreau să avem și vrem toți să avem un proiect național românesc pentru România, cu toți cetățenii ei. Vreau să putem înțelege cu toții că ne cunoaștem defectele și ni le deplângem. Suntem experți în asta. Încercăm cu proiectul nostru să ne adunăm energiile, să ne adunăm încrederea, să ne adunăm curajul și să încetăm, după 20 de ani de văicărei în legătură cu defectele și neputințele noastre, adevărate cele mai multe, să ne punem în valoare calitățile. Cred că ele există. Să ne punem în valoare resursele. Cred că ele există. Să ne punem în valoare oamenii. Sunt sigur că ei există. Suntem aici, sunt printre dumneavoastră, sunt printre noi, sunt în fiecare colț al României. Noi avem foarte multe lucruri în continuare de învățat de la restul Europei. Observați că nu vorbesc de noi și Europa, ci noi și restul Europei, pentru că noi suntem parte a Europei. Dacă nu admitem, dacă nu recunoaștem, dacă nu conștientizăm că asta e realitatea istorică, dacă nu suntem conștienți și nu-i facem conștienți pe toți dintre noi că am fost și suntem parte a Europei, atunci să știți că avem o problemă și cu trecutul și cu viitorul acestei națiuni. Noi, românii, am fost mereu, inclusiv sub comunism, că nu are importanță aici regimul politic, parte a Europei. Spania nu a încetat să devină parte a Europei în timpul dictaturii lui Franco. România și românii au fost, sunt și rămân parte a Europei. Avem mult de învățat, cum spuneam, de la restul Europei. Dar există și lucruri, valori, resurse pe care poate în această perioadă le putem da noi, partenerilor noștri. Și avem astfel de resurse. Avem, în primul rând, această
capacitate afectivă, capacitate de deschidere într-o perioadă grea în care oamenii și în restul Europei sunt speriați, în care privesc îngrijorați la viitor, în care se ascund tensiuni de diferite naturi, deschiderea românilor, bonomia românilor, toleranța românilor poate fi o valoare importantă și pentru ceilalți europeni. Avem umor. E o lume încrâncenată și oameni care au suferit mult mai puțin decât am suferit sau suferim noi sunt tare, tare triști. Noi, care știm atât de bine, inegalabil, să facem haz de necaz, putem da ceva din umorul acesta și celorlalți. Avem oameni. Asta o spunem de mult, dar nu știu cât suntem de conștienți. Că avem aici, între noi, oameni extraordinari, nu numai pentru noi, ci pentru toată Europa. Oameni ca profesorul Deac, pe care îl salut cu respect. Oameni ca profesorul Suciu. Că avem copii inteligenți, că avem toate posibilitățile de a spune și noi ceva. Nu vreau decât să avem forța să ne adunăm aceste resurse, să avem forța să ne gândim singuri la prezentul și la viitorul nostru și de aceea închei spunând Uniunea Social-Liberală nu poate rezolva toate problemele României. Uniunea Social-Liberală însă are ambiții mari. Ea e, cum spuneam, o construcție politică de o amploare cum România n-a mai cunoscut, dar nu este doar alianța politică dintre niște partide în scopul de a câștiga alegeri și de a guverna. Ea este o construcție politică amplă, aș putea să-i spun, de Uniune Națională, care are ambiția, în fine, de a începe durabil un proiect. Și proiectul acela se numește simplu România Puternică. Dumnezeu să ne ajute să ne începem să ajute. Dar de ce roșii? Dar de ce nu strandafiri? Mulțumim domnului președinte prin Antonescu, invitațiilor noștri.